Și acum adresez fiecăruia dintre voi. Înainte să intru în subiect, vreau să-ți mulțumesc pentru că mă urmărești, să te rog să mă sprijini în continuare dând un like, dând un share, în felul acesta YouTube-ul vede clipul ca fiind de interes și îl sugerează cât mai multor privitori. Dacă încă n-ai făcut-o, te rog să te abonezi și să dai click pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou și dacă ai posibilitatea, poți face o mică donație dând click pe butonul mulțumirii. Numai bine, sănătate, la revedere! Voi face astăzi un clip în care voi prezenta studii științifice în legătură cu efectele uleiului de cocos. Vreau să spun însă, să vă dau două exemple pentru care uleiul de cocos nu este nociv, așa cum spun unii, pentru că are grăsimi saturate în cantitate mare. Laptele matern are 60% grăsimi saturate, copilul, sugarul, nou-născutul bea numai lapte matern, deci își asigură o mare parte necesarul energetic, caloric, din grăsimi saturate și este foarte bine sănătos, iar populațiile din sudul Pacificului își asigură 60% din necesarul caloric zilnic, caloric, nu de grăsimi, din ulei de cocos. Și nu cunosc diabet, nu cunosc boli cardiovasculare. Incidența acestora este extrem de mică. Așa că sfatul meu este, consumă ulei de cocos și corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Ne vedem de seară, numai bine, la revedere, sănătate!